am găsit oameni buni la o ediție specială Doi ani de război în Ucraina invitatul meu pentru această ediție specială HD Harman, analist, profiler și jurnalist. Da, bună seara. Ai Bine, te am pregătit. Prez ce prez ce, prez ce prezent 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 da, ai prezentare, da. Prezentarea e prezentare. Da, vă că aici uh, tu ai biblioteca pentru Eu m-am pregătit, așa, am pus am da. scos de pe internet, cum da. se spune acum, <laughs> uh, avem o chestie, uite, mă turisesc, uh, de față așa, cu tine. Păi, stai, l aveam invitat pe Adrian Năstase, de exemplu, care A, era prim-ministru Da. da, da. Băi, și de la începuturi am rămas cu o deformație, de fapt e o deformare profesională Că întotdeauna trebuia să am prima pagină să citesc invitatul A. Pentru că erau mulți invitații cu, nu le știam prea bine funcțiile, nu știu ce și mi-am dat seama după ani de zile că făceam asta psihologic, era o chestie, da, era o chestie de deschidere, dar, de click. Și că Adrian Astase, da. și luam foaia să mă uit, stai mă că stai e și primul mi -a, a, ministru, da. A trecut ceva timp să să dau seama da. că să scap de foaia, știi da, e bine, e bine, e bine. Doi ani de război, da. nu vorbim nimic. M-a întrebat o prietenă la Paris, care se uită în fiecare uh -huh. seară și zice a, ai pe Harman, deci e sigur discutat despre extraterestri. Nu. te dezamăgesc, <laughs> nu discutăm de extraterestri. Dar, dar promitem o emisiune, apropo, Aia, promitem o emisiune. promitem de mult. Dar uite, mult, da. o să da. deschidem cu un subiect și da. sunt convins că o să rămâi surprins. Îmi pare rău că te iau prin surprindere. Așa. Poate că nu e, poate părea un subiect derizoriu. Dar Asociația de Protecție a Animalelor, PETA, vrea să interzică călușeii de lemn pentru copii. De ce? Deci, domnul de ce, domnule președinte, am crezut că este o glumă. Așa, și de Deci, au o campanie ăștia pentru a interzice călușeii de lemn că nu e, nu e bine să ai călușeii. Și aici sunt tot felul de. Care PETA de acuză acest tip de carusel că normalizează utilizarea animalelor ca mijloc de transport și divertisment. Ea păi a fost tu, tu, mijloc de transport cre însă, întreaga istoria umanității. Deci crezi că ne mai facem bine vreodată? Nu, Eu nu, zic nu că ne nu. mai facem. Nu, nu, Urmează cățelușii de pluș și bănesc că Pinocchio în cele din urmă va fi și el. A, nu, Pinocchio este mincinos și în primul rând și e trebuie băiat. Cu el, nu. cu el trebuie să începem. trebuie să începem, e băiat în primul rând. Maricu. Că doi, este mincinos și trei, nu-i transgender. Îmi pare rău Păi ve aici, ai aici, e, aici e greșeală Mă tem că pe măsură ce se apropie alegerile polițienii vor prelua ideea și în alte locuri Activiștii pentru drepturile animalelor au decis să ne persecute Și atunci ce va fi? Interzicerea rățuștelor de plastic din, Avea și fie mea una la baie din, era. din baie, din cadă, da, da. pretextul că avut. am încurajat copiii să vâneze sau să pescuiască Interzicerea da. ursuleților de pluș Da Doamne Dumnezeule da. Uh, Într-adevăr mergem un drum lung pentru că de câțiva ani atacurile vin unul după altul A fost sfârșitul plimbărilor cu, plimbărilor cu ponei De când a murit poneiul lui, lui Madame, Madame von der Leyen de da. Sfârșitul peștișorilor de aur la târguri da? Și acum vor să ne împiedice să avem căi, călușei de lemn Da, asemenea da, aberații Nu, dar asta este o psihopatie socială mm -hmm. Care este foarte bine... Finanțată și extrem de bine gândită Trebuie să distrugem tot ceea ce creează psihicul uman Călușeii, deci din punct de vedere al psihicului uman Pentru un copil în formare, în special între 2 și 5 ani Este foarte important De ce? Pentru că îl învață să-și țină echilibrul într-o poziție neconfortabilă Nu suntem bipezi Când ne deschidem picioarele și ne așezăm pe ceva Deci asta e primul lucru Doi, îi, obi îi obișnuiește ochii să vadă în mișcare ea e foarte important. Da. da. Interesant. Acum, nu m-am gândit da. care e. Nu, nu, nu. Să știți că toate jucăriile Au adevărate avut? sunt instrumente de educație și de autoeducație. Să ne amintim, și noi am fost copii, inventăm singuri jocuri cu jucăriile noastre și le dăm alte roluri. Mm. Este necesarul de dezvoltare emoțională a unui copil. Ce fac acești domni și doamne care gândesc pentru binele Chiar așa. planetei? Vor să distrugă, să ne transforme în niște maimuțe fără niciun fel de dezvoltare emoțională și să ne facă niște maturi cu eh, minte de copil. Ei sunt maturi cu minte Ca de să poți să controleze, Ei, să ne manipuleze. Să, să... să ne manipuleze, să ne controleze. Dacă îmi spunea că cineva că... Că... acum ceva timp, ziceam că e o conspirație. Da, nu, și asta te... nu mai este conspirație, este real. Este real. Organizațiile de acest tip au devenit extrem de vocale în tot felul de aberații, pentru că sunt vocale aberații. Vocale și agresive. Adică... Lăsând că ăștia de la PETA sunt chiar agresive, au, au și o secție mm. de agresivitate mare, adică se duc, distrug restaurante care vând pești vii sau carne de nu știu ce vânat, adică nu. Au, au probleme foarte grave, mentale, băieții și probleme sociale, adică ăștia trebuie să fie în pușcărie, dar nu sunt pentru că ei luptă pentru binele poporului. Da, să nu-i băgăm pe toți. Să um, mai rămână ceva. Așa, să mai rămână ceva, să l dăm de exemplu. Dacă lușeii, domnule. Deci, repet, fiind în mișcare, fiind o mișcare semicirculară, da. deal, vale, vale, deal, este în psihicul uman să o vadă și să o simtă. Da. Este necesar. Acum am înțeleg pe Daria care zicea da. că să mai mergem la Florența și unul dintre motive că era un că erau o carusel cu călușei. Și dacă ți-amintești foarte bine, noi mai avem o chestiune care este foarte importantă pentru corpul uman. Noi avem nevoie de... Capacitatea de a înțelege mișcările, de a recunoaște mișcările. Uh -huh. da? Deci, noi, de exemplu, putem recunoaște, altfel, altfel nu vom recunoaște niciodată, atunci când tremură pământul sau când o stradă din București asfaltată de Danuț Paris zornăie. Așa. De nu-ți Paris, da, păi nici cu Paris. nici cu Paris. De la mic Ni, cu Paris, nici cu Paris. Eu îi zic de nu paris. Paris. paris, că e mai, e mai inteligent. Așa, sau bordurile lui Videanu, care clonțăne când, -am când ploie. voie. De Videanu, da? voi. da? Am da, n-am voie să zic nimic de da. Videanu. e vreo jucărie din copilărie care nu v-a plăcut, să dăm să mă gândesc acum. Păpușile. Mie nu mi-a plăcut păpușele. Ai nici, pai, totuși noi eram băieți, băieți. dar cu toate da. că acum, acum nu se mai sunt... nu la... se mai pune, da. Bine, dar și cu păpușile, o întreagă Păpușile, de exemplu, alea de plastic Că trebuie să fie, acum cu transgender, Ah, nu, nu, mai au voie să fie, nu mai au voie să da, fie sexuale, sexuale cu să, aibă, să da. Fie, da, da, da. Uh, dar nu, jucării, eu am avut mitralieră, dacă îți mai amintești, scotea, îmi, punea, îmi, punea, îmi cumpăra tata de alea mine, de alea care scoteau flăcări pe țeavă, mai ți minte, lumina aia, ah, da, 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 mi alea ce uh era, avut și eu un Kalashnikov de la, dacă n-am mm. căpiat-o pe mama, vreo Săracă, 2 ani da, de zile da, da. săraca, trăgeam în casă și făceam -a un zgomot. Dar s că ați făcut carieră. Așa, s-a dovedit că am făcut carieră de bărbat, adică nu mi-a trecut niciodată prin minte să îmbrac păpușile, cinstit. Dar să le dezbrăcați? Uh, mai mai nici. târziu. Uh, așa. așa. Haideți, și încercați așa, să vă un dialog -a scuzat, provocat, în dialog civilizat. Mă scuzați, noastră m-ați provocat. Ce m am truc. întrebat? Ce de... neaunea, el m-a provocat. Dumneavoastră a zis că de... nu ați obișnuit să îmbrăcați păpușile. Da. Întrebarea firească așa. pentru de... moderator, detalii detalia da, da, de, 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 ar fi de, să da, fie. Da, da, fie. Da, da, așa. Sunt Dar acum, acum luându ca profiler, uite, de exemplu, e foarte important, de exemplu, animalul de companie. Animalul de companie are un efect, s-a dovedit, dar bineînțeles că băieții care luptă pentru binele poporului în numele lui Marx și al lui Barna și al lui Drulă nu prea știu chestiile astea. Un animal de companie, datorită faptului, și mai ales cu cât e mai mic, nu mare, cu cât e mai mic, faptul că se mișcă tot timpul obligă copilul, obligă uh, copilul până în 3-4 ani să îi mimeze mișcarea. Și asta îi creează o coordonare de gestică și de mișcarea propriului corp, să știi că a fi biped pentru un copil e foarte greu. E extrem de greu. Și el trebuie să învețe de la patru labe, din, 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 în poziția da. pe burtă, practic, să ajungă pe două picioare. A fi biped e de foarte greu și ca și om să fie în lumea și de azi om. e foarte exact, greu. Exact, a fi biped logic. Și atunci ce se întâmplă este că cățelușul impune corpului uman, el copiază, este un mimetism. Da. Și mai mult decât atât, este o comunicare uluitoare. Voi nu aveți idee ce poate comunica un câine dacă știi să-i citezi limbajul. Există chiar și un dicționar, este făcut de oameni de știință, dicționarul celor 300 de cuvinte pe care câinele ți le spune prin, prin modul lui de exprimare, fără Nu spuneți mie, eu am o bișoniță malteză care împlinește 17 ani. Mulți înainte. Care doar adică... doarme la picioarele mele. Eu de ce credeți că mă mișc așa bine? Așa, da. Păi da. da deci, după aceea, câinele matur, de exemplu, un câine matur, eu i-am luat... Unul dintre copiii mei, eu am luat un câine de la din copilărie și am mers cu el până la maturitate. Câinele matur când ești adolescent. Te învață responsabilitatea. Dumne, lumea se uită, ce Harman, doi ani de război și noi discutăm despre călușei și da. despre căței. Nu, un, eu vreau să un explic că este, o, este nu, nu, absolut o nebunie lumea, ceea ce vor acești oameni. 2 adică, hai da. ani de război, da. 2 da. ani de război, da. dar în care -am uite, devenit avem o știre de ultima oră, Așa? Stoltenberg, nu știu dacă vă spune ceva numele, Ucraina uh -huh. va avea dreptul să folosească F-16 pentru a ataca ținte militare din Rusia. Asta înseamnă război mondial. Uh, stați un secundă, e ceva nou. Va rămâne la latitudinea fiecărui aliat să decide dacă va livra Ucraine avioane de luptă F-16, dar țara are dreptul de a se apăra, inclusiv lovirea, prin lovirea țintelor militare ruse legitime în afara Ucrainei, a spus șeful NATO Stoltenberg într-un interviu citat de Ukrinform. Opa. Da, uh, Ucrinformul, ca să fim foarte clari, este oficina lor de propagandă, da. deci eu aș fi foarte atent la traducerile. Noi trebuie să vedem declarația lui în limba engleză a lui Stottenberg, mm -hmm. ca să ne, să ne dăm seama. Ucrinformul este oficina este exact cum Europa Liberă, oficina de propaganda a uh, Statului Unite, așa este și această nu, instituție. Da, dar eu am aici un blogger mm -hmm. care niciodată a dat întotdeauna uh, știri în exclusivitate și citează exact această declarație. Da, trebuie să vedem deci... declarația originală și originală. Deci atenție, trebuie să vedem originalul. Dar cred în această aberație. Ă, Niciun stat însă nu își va da f 16 lăsând că, hai să fim foarte clari, păi știi câtă pâine s-a luat de la gura poporului respective ca statele respective să-și cumpere F-16, că ele costă. Americanii nu le dau pe, pe o mămăligă, da? Și nici da. pe o țuică de Maramureș. Că uneori merg ca o țuică de Maramureș, atât, și s-a terminat. Da. Că uneori dau rateuri celebre, Da. Asta e cu totul altceva. Dar uh, un F-16 costă. Costă enorm. Păi așteaptă de la aliații deci, din Europa. Domnul, adică asta... uh, domnii din Ucraina vor visa mult și bine piloții din Ucraina să uh, conducă un F-16, mm. să, să piloteze un F-16, mai ales că la un moment dat acel F-16 nu mai este un aparat de zbor. Este mm. un computer în zbor. Mm. Și dacă uh, acel pilot nu este obișnuit la un input de informație de 3, 5, 7 ori mai mare decât al celui mai modern să zic, Boeing, da? uh, civil, în acel moment uh, acel pilot bagă F-16-le în pământ. Uh, și de câte ori crede... v-am dat eu informație care să nu se verifice? De când colaborăm? Ah, nu, nu, nu mi-am inteles. Nu cred că vreodată. Șeful NATO, schimbare da. de retorică, G4media.ro. Media da. În premieră de la începutul războiului. Chievul are dreptul de a lovi ținte militare rusești din afara Ucrainei, spune Stoltenberg. Da. Uh, Chievul are dreptul de a lovi ținte militare rusești din afara Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional, a declarat secretarul general NATO pentru prima dată de la începutul războiului pe scară largă. Uh, relatează Financial Times. A, deci deci am Financial trecut Times. de la deci am trecut de la de la okay. oficiina de propagandă ucrainiană la Financial Times. Da. Bun, vă cred. Și interviul a dat a dat in, in, a spus acest lucru, da. deci n-a spus într-un singur loc și pentru Radio Europa Liberă. Am deci, înțeles, da. Acum ca să fim foarte clari, asta înseamnă război mondial, înseamnă distrugerea NATO. Eu, mie mi-a plăcut întotdeauna, uh, avem doi ani de război de agresiune rusă împotriva Ucrainei și mie îmi pare rău de Ucraina uh, eu De sunt ce spuneți că e război mondial? Vreau să detaliați Haideți asta Haideți că, că vă important. spun, este și asta vreau să vă spun uh, Noi am ajuns la nivel propagandist la un război mondial Stoltenberg uh, a reușit să transforme propaganda antirus într-o rusofobie Așa și cum Torian Iulând a făcut așa cum a făcut și Cancelarul German iar ministrul de externe al Germaniei, doamna Baerbock sau cum o cheamă, Doamne. nepoata unui ofițer nazist care a luptat la Stalingrad, sau în armata germană care a invadat URSS-ul, ca să fim mai generali și să nu fiu acuzat că am acuzat-o de nazism, această doamnă a transformat lupta pentru, ajutorul, pentru ajutorarea Ucrainei într-o rusofobie animalică. Și asta este realitatea. Dacă dai voie să se atace ținte civile, așa cum au făcut tot timpul, așa cum uh, au ucraineri... Nu spune dacă sunt țin, țin, ținte da, din ținte, interiorul da. dacă Rusiei. Dacă dai voie uh, să atace ținte, să at Ucraina să atace, uh, să atace ținte din interiorul Rusiei, crezi o problemă fundamentală, pentru că tu ai spus până acum că NATO nu este în război cu, uh, cu Rusia. Da. Dacă o țară membre NATO, dă f 16 și vine un pilot ucrainian, care știe să apese pe, pe buton și să folosească manșa și se duce cu ea într-un spital, de exemplu, din San Petersburg, ăla este atac militar al unei țări NATO. Ăla este, aia e declarație de război. Indiferent dacă pilotul a fost sau nu ucrainian. Eu reamintesc... Și, că pentru o... că e avionul... și pentru că avionul este al unei țări membre NATO. Eu reamintesc că talibanii în Afganistan nu au atacat SUA. Dar pentru că Ben Laden era musafirul lor, Washington a încălcat toate legile internaționale din, acest, din acel moment și a invadat Afganistanul după atacul terorist din 9-11. 11 septembrie, da. 11 septembrie din New York. Guvernul taliban nu Bun. a atacat, o clipă, nu Dar a atacat Sua. Niciodată. Niciodată. Bush a considerat legea internațională conform propriilor lui interese și a atacat Afganistanul. Că după 10 ani se vor fi retras uh, rușinos și aflându-se că ei predau egalitate de gen la o, la o țară, uh, la o populație care trăie în evul mediu da. religios, asta este cu totul altceva, asta este eșecul marii democrații americane. Dar mă întorc acum. Orice F16 folosit pentru a distruge o țintă în Rusia este casus belli. Iar Rusia are tot dreptul de a răspunde. Doi, eu am înțeles că teritoriile furate de Rusia la ora actuală, cele patru Donbass, um, nu știu și cele patru uh -huh. republici secesioniste, am înțeles că ele au fost integrate în teritoriul Rusiei. Din acest moment, conform legii de anul trecut, au fost integrate. Constituțional, din acest moment, orice șef de stat rus poate să facă război pentru acele teritorii. Sunt teritorii dacă ruse. Dacă sunt atacate, dacă teritoriile, sunt atacate respective. Ele, teritoriile respective. Dar dacă te duci și la teritoriile de dinainte de invazia rusă din februarie asta 2022... Stotenberg se referă Stoltenberg. se referă mai mult decât atât. Aici nu mai este vorba de strategie militară. Este vorba de rusofobie. Urâm Rusia și trebuie să o distrugem. Dacă am putea să dăm o bombă în care noi să nu murim noi occidentali, dar să o moare numai ruși, am fi fericiți. Mm -hmm. Cu toți lingătorii de clanțe din toată presa mondială, pentru că nu numai în România avem lingători de clanțe, americane și franceze și germane, avem în, în toată lumea lingători de clanțe care vor dispariția una dintre cele mai mari civilizații. Pe mine asta mă sperie. Rusofobia, pentru că după ruși urmăm noi. După noi poate să urmeze oricine altcineva. Pe mine asta mă sperie. Această îndrăgire animalică a unui Occident decadent care dorește dispariția unei civilizații ei nu doresc dispariția lui Putin, atenție ei nu doresc dispariția Rusiei cu toate că o visează ei doresc dispariția civilizației ruse să se termine cu ei de ce? pentru că au îndrăznit să ne spună că, bă, că băieții care au penis sunt bărbați nu sunt transgender să, că au îndrăznit să ne spună că, noi, că ei nu vor să mânce pâine din gâze uh, carne făcută la computer și nu mai știu ce și pentru că au îndrăznit în imperialismul nostru occidental în, în acea patologie a superiorității rasiale de occidental natoist, un popor să i se opună, atunci trebuie ras de pe fața Ei pământului. vorbesc despre Putin, domnule Arma, nu vorbesc despre poporul rus. Sub atenție! Sub... că... A, fost a să știți că și Hitler eu... vorbea despre... Rușii, o clipă. Câteva, da. și, și Hitler vorbea numai de dictatura iudeo-bolșevică. Da? Mm. Și el a ucis 22 de milioane de sovietici. Și legionarii lui Antonescu vorbeau de Iudeo-Bolșevici, dar ei, de fapt, vorbeau de ruși. Ei voiau Bun. pe ruși să ucidă. Bandera, aliatul și Șușchevici, prietenii lui Zelenski, mari aliața lui Hitler. Nu sunt prietenii lui Zelenski. Nu, toate stabile și cum... toate steagurile. Bun, prietenii, sunt, așa, cu ghilimele. Da, cu ghilimele virtual. Am și, decl da. și declarația video și și declarația în engleză, dacă Da, Am vreți. înțeles, nu e nicio problemă, deci, vă am... cred. Dar ideea este următoarea. Doi ani de război, nu da. am obținut nimic. Mie mi-a plăcut o teorie a propagandei care eu am auzit-o, inclusiv la una din emisiunile mele, un general foarte respectabil, da. pentru acea declarații el nu și-a pierdut respectul meu. Ce a spus? general mi-a spus și de hai să, ne, să realizăm că Rusia, cât e de mare, n-a putut să învingă Ucraina. Și am zis, eu aș spune. Dar am spus-o în direct. Mă mir că ședințele de Partid Comunist de la CNA n-au -au, -au surprins imediat. Am încercat să așa. păstrați un dialog. Uh, eu am să folosiți un limbaj. Da, să, să, să folosesc, da. Îmi cer scuze pentru acest limbaj. Dar eu am spus așa. Ședințele așa, zis, de partid și de, de stat. Asta ceva. altceva. Ah, a, da, conducerea de partid și de stat, Hai, stați așa. Un pic. Asta, asta da. e formularea. Asta, asta e formularea. Am cer scuze pentru asta. Vreau să. Deci. Ce de Vine vorbea. Da, vine. Ah, doamne, vorbește omul și turizi. Pe păi, cuvântul nu, meu, donare. Da. Vorbești vorbește omul că, nu, nu. Dar propagandistic. Eu am spus altceva. Zic și NATO cât e de mare, cea mai puternică alianță militară a al lumii. Din lume, da. N-a și... putut în doi ani să mingă Rusia. Uitat la Dar se poate spune și Pe exact ceea ce a spus simetria. Atenție, propaganda are o frumusețe superbă. Și aici trebuie să înțelegeți. Propaganda e simetrică. Exact argumentul pentru care tu îmi spui că Bahmut timp de șase luni a fost fortăreața de netrecut a Ucrainei. Că așa spunea domnul Zelenski. Și după aceea a, e o pierdere nesemnificată. Ca și Avdica, același lucru. Abdica. La Avdica. Mariupol au fost mai multe. Da, mai multe. În acel moment, aceeași propagandă poți să o folosești oriunde. Pentru că ce a făcut, și dau un exemplu, pentru că e important de înțeles mecanica celor că doar, vă scur, Nu... Voi vă mai amintiți... Doar că se termină emisiunea, în rest e tot ok, bine. tot e, ok, da. Acum doar. e vina mea că Aia se termină emisiunea, ar fi emisiune. culmea, exact. Ar fi culmea să nu se Că e timpul... E nu... timpul matalin, eu sunt pe timpul tău. Nu, dar timpul n-ai ce să-i exact, faci, -ai ce da, să da, alergă trece, și el ca nebună. Alergă, alergă. Uh, mai amintești de șirurile lungi de tancuri și de... Ălea uh, la de, de la Chiev. Da. Îți mai amintești cum ne arătau că bravul soldat uh, ucrainian care cu uh, ale antitank uh, americane da, dugeau, da, da, mă rog, cu după a venit și așa mai -ă Au venit panțerele și așa mai departe. Stă, au venit panțerele și așa mai departe. Abraham nu a, -a, nebului, -a mai venit, da. Abraham nu a e venit. Pe e pe nu, a venit, a venit, dar e în noroaie. N, -n, n are cum să treacă, că e cel mai greu tank ah, din lume. Păi și la, la noi, dacă vine, de exemplu, pe podul peste, pe unul din podurile, dacă trece un Abraham peste unul din podurile din Dâmbovița, fac o paranteză, se prăbușește podul. Dar nu lasă nici ușor, nici cu Paris. A, ah, nu, nu, nici cu Paris nu. Dar acum hai să mă tur la, la, lucru serios. Îți mai amintești propaganda? Cu Îți mai amintești propaganda unei... Dar sta, stați, domnul Harmavoro vă rog, din suflet. O clipă, că aici vreau păi să Păi nu, dar ajungem și la propaganda, le luăm pe rând. Că Ce sunt... face Putin după un an de zile? În fața unor lideri respectabili. Ce era cu tancurile alea, de... că spuneați Propriet. de ele, da. da. Și s-au retras, da? Și care este propaganda Ucrainei? Domnule, rușii n-au putut să preia Kiev, să, să, ocupe Kiev. Se pare că n-au vrut niciodată. Nu, n-au vrut, vrut niciodată. Și vine după un an de zile de propagandă mincinoasă Putin și pune documentele pe masă în fața unui grup respectabil de lideri africani care se de imperialismul alb, natoist, ueist, uh, stotelberist, baidenist, toți aceștia care sunt cu ce forme așa? Așa? e Săturează de, imperialismul alb, în care vine tot felul de nei ca nimeni, că ei e mulți, din Occident și dau lecții unui continent care le dă de mâncare nevolnicilor de la Bruxelles și de la Paris, ca să vin clari, că aia le fac mâncarea, și le spune, nu, nu, uitați de documentele aici. Noi am plecat că ni s-a spus să plecăm. Că așa erau negocierile de la Istanbul. A, corect, început să renegocierile și măturia e măturia inclusiv negociatorul și din, din partea, din partea, partea ucrainei. ucraineană. Și da. uitați și documentele. Da. Domnule, a tăcut nenea albu imperialistul de la NATO, a tăcut, de ce? Că nu putea să spună Putin minte. Pentru că erau liderii africani și ei spuneau, băi, eu îți dau ție aurul și diamantele pe care le fur tu toată ziua. La mine pe 5 cenți se lucrează pe zi copiii la 12 ani și la tine. Stă, stă și se arată doamna Iohannis, bijuteriile închiriate de la o firmă. N-aveți voie să... Cum n-am? așa s-a întâmplat. firma respectivă. Așa, nu, nu mă interesează. E de doamna Iohannis, nu da, este de clar. firmă. Da? Lumeam. Și diamantele alea sunt luate cu sângele unor copii africani la Madame Iohannis. Nu i-a fost rușine? A fost și un film. Așa, Harman. Da. Deci, uite, propagandă și minciună. Dar stați că ajungem, le luăm pe rând, că nu e numai asta exemplul. Sunt ani. multe altele. O să vorbim, o să vă cer să-mi spuneți cinci elemente de propagandă care despre care noi am vorbit de la păi început. Și am dat și deja trei doved... șeful în prima jumătate de oră. Și păi șeful... asta e. Pentru cei care au deschis o informație de ultima da. oară, spune poate cea mai importantă în legătură cu războiul din Ucraina. Uh, pentru cei care au deschis mai târziu, cu 30 de ani, televizorul, șeful NATO, schimbare de retorică în premiere de la începutul războiului, Chievul are dreptul de a lovi ținte militare rusești din afara Ucrainei. Uh, care credeți că va fi, domnule Harman, reacția Rusiei, al lui Putin? Da, în va momentul fi o reacție de șarpe care se va întâmpla lucrul ăsta. Va fi o reacție de șarpe boa. Aici este o reacție la noi pe Ucraina sau ce? Nu. nu, nu. Ce face șarpele boa? Șarpele care? boa așteaptă. Ah. Deci șarpele boa înghite o... Antilopă? O antilopă și stă după aia, nu știu, mi se pare 10-14 da, zile, nu știu cât, da. cât stă, dar stă pe niște crăști de alea de, 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 de ca să poată să, să, poa să, da, da. să, facă digestia Da, să facă digestie. Așa. Și după ce este prins, este după urmele biologice care îl lasă, că sunt lungi, cât că el de la jumatea corpul ăla așa, începe să lase urme biologice. El, are, el trebuie Lăsa să îi Nu, nu, nu mor, va, avea reacția, mor aici, eu. deci va avea reacția șarpelui boa. Va aștepta. o să acte, o să atace Ucrainien, nu O să găsească un trădător, un terorist, un, exact cum a fost pilotul ăla de Nemernicul nemer. A ajuns Nu, da, mie îmi pare rău, e mort, dar de, de morți numai de bine când sunt onorabili. Nu-ți ucizi camarazii ca să trădezi, să iei jumătate de milion de dolari. Ca asta a făcut nemernicul. Da? La, La aterizare. La aterizare. I-a ucis pe ea doi. Aia habar nu aveau ce, ce să mă rog, deci credeți așa, că va fi o reacție... Deci, va fi o reacție de șarpe boa. El basta ucrainienii vor găsi un trădător rus, vor găsi câte un drogat, câte pentru un... ce? Ca să dea o lovitură în adâncimea A. teritoriului La un rus, obiectiv rus, important la un ier, în obiectiv, în obiectiv un... Și el te va aștepta, Putin te va aștepta. Așa cum te-a lăsat să-i arunci în aer, spuneți seava de gaz, o clipă, da. așa cum te-a te lăsat să-i arunci seava de gaz, să fim foarte clari. Din informațiile mele, un submarin era acolo permanent. Rușii au știut. Și poate ar fi putut să riposteze. Automat. Să prevină făcea muci, o astfel de făcea muci un submarin. A și a lăsat. I-a lăsat. Și nu e pentru acum. Și când vor veni negocierile de pace peste 50 ani când Stoltenberg nu va mai unul fi Unul din argumente o să Așa, și unul fie din argumente asta. va spune Ne-ați aruncat uh... Stalin a așteptat 4 ani ca să pedepsească România, să-l pedepsească pe Ion Antonescu. De ce? Ion Antonescu a făcut o greșeală tactică majoră. El s-a dus și a atacat URSS. Dacă rămânea doar în Basarabia, în Moldova ocupată, era o discuție istorică. Mm. Bine, s -a aici sunt la, multe... S -a la s -a mai multe... El s-a dus la Stalin. Sunt mai multe opinii aici? Că nu, nu, nu. nu -avea. Când ataci, nu te oprești, nu, gata, nu, mă opresc aici. Nu avea ce căuta și... pe un teritoriu, teritoriu străin. Mm -hmm. Nu era teritoriul ăla. Așa. Mm. Deci, rușii știu să aștepte. Politica șarpelui Boa. Ei așteaptă. Mm. Și credeți-mă, însă momentul în care vor contraataca va fi devastator. Devastator. Bun, apropo, aș vrea să, să vă întreb ceva. Da. Ați văzut, e un articol a apăr, care a apărut în New York Times, sunt cinci linii pe care rușii le forțează, sunt în plină ofensivă. Da, Toate sunt informațiile vin, de la vin inclusiv din partea ucraineană. Aici nu mai da. e nimic în, de discutat, nu e propagandă, nu e nimic da. altceva. Nu e acest, această declarație a lui Stoltenberg un răspuns la această ofensivă care se pare că era și mult mai agresivă? Ba da. Pentru că... Ba da. Ba da, adică este, e un răspuns. Este, este la, o, răzbunare. La, a, o răzbunare. Este o răzbunare a imperialistului alb-natoist care spune eu cu democrația în gură, că l-am prins cu în gură, da? Și, jură că... și se jură că nu fură. Natoistul trebuie să dea un răspuns. Și ce să facă Stottenberg? Că este clar că Germania are o problemă, că a promis zeci de miliarde. Franța a mai promis anul ăsta 3 miliarde, dar Franța încă trebuie să rezolve probleme sociale pe care le are și sărăcia endemică care, care s-a instalat în Franța. Marea Britanie vedem și noi, nu? A cerut tovarășul Johnson, i-a cerut Tucker Carlson aur și bitcoin un milion. și un milion, un milion în aur, milion. aur bitcoin, ca să-i dea, să dea un interviu. Dom'le, cât sau. de mârlan, cât de, cât de nimeni poți să fii? Știam ce fel de personaj. Așa, adică... tu personaj, Boris Johnson și bravo lui Tucker Carlson care a spus, domnule, nu-l cheamă Boris, îl cheamă Alex Johnson. Dacă să se dea al mare pe lângă gagicile din colegiu, de la... să uh, uh, modul ăsta se face politică globală, da, că bunică -sul, pentru că bunică l-a chemat Boris. El Ce era înseamnă gref. să fie profiler? Așa, bunică să așa. Și îți dai seama, marele Boris uh, îl acuză pe Tucker Carlson, da... da. Uh, de, de rusism. Dar acum mă întorc. Da, va fi o răzbunare. Ai, ai ai Căderea Avdi, oh. ca să știi că va duce la ori explozie armitajului. Să știi că ăștia nu se opresc. Ăștia vor dori să rănească istoria Rusiei. Nu, nu s-o învingă. Ei adică să atace un, un muzeu? Să un muzeu, să facă un simbol al Rusiei. Nu uita că noi avem războiul să-l moare care nu mai moare, că da, nu se lasă. Da, nu, murit de șase. E greu de ucis. A murit, nu, nu. Nu, o clipă. Bun. Noi avem războiul statuilor acum. Nu uita prin, prim, prim, cea mai rusofobă prim-ministru din Europa Occidentală, do doamna Kalas de la Estonia, a distrus până și plăcile comemorative ale locurilor unde naziștii uciseseră estonieni. Tocmai pentru că erau legate de Armata Roșie. Deci, uh, Ucraina va căuta Podul Cherci, peste Sântarea Cherci, va căuta un simbol rusesc atât de puternic? Și tare mi-e teamă să nu fie Muzeul Ermitaj, să nu fie Palatul Ecaterinic Mare, să nu fie chiar, atenție, fundamental, să nu fie chiar un uh, reactor nuclear în funcțiune. Pentru că urra declanșată de acești natoiști albi imperialiști împotriva poporului rus, nu al Putin, poporului rus. Deci păi noi suntem natoiști. Așa. Păi, și auzi vrunul vreunul că spune, băi, opriți-vă cu rusofobia, luptați să ajutați Ucraina, dar opriți-vă cu rusofobia, că n-a spus pe nimeni. Așa. În acel moment, această distrugere pe care și Hitler a făcut atenție, în același termen se află băieții astăzi, Bun, aici e vorba a dus la faptul că Ucraina reacția se a Rusiei apără, Sovietice. Ucraina se apără și ar invoca asta. Cu greu, mi-e greu să cred că o să atace un obiectiv civil cu atât mai mult un muzeu MV. sau un simbol al Rusiei. Da, da. Ba da. Chestia de Podul imagine. Ce este simbol. Uh, Podul este simbol. Uh, nu, la o Kierci, de e vorba despre altceva. E, până la este simbol. Este a, simbol a poate să considere un obiectiv militar care se face legătura între, da, între uh, două teritorii Crimea rusești, și așa da. așa. Uh, Apropo de această declarație a uh -huh. lui Stoltenberg, da. uh, zilele, încă suntem în 24? 23? 23, cu mine 24, mine să fac 2 da. ani de la invazia, da. exact. invazia Rusiei în Ucraina. Uh, astăzi a fost o declarație, și acum fac legătura apropo mm -hmm. de și de această declarație a lui Stoltenberg. Zelenski, vom lansa o nouă contraofensivă? Da, sunt convins. Bun, dar până la această declarație a lui Stoltenberg uh, era o declarație pe care nu o lua nimeni în seamă, că rușii tocmai sunt într-o da. ofensivă cum nu au fost de la începutul da. războiului, de când au invadat teritoriul ucrainean. Președintele Volodimir Zelenski a spus într-un interviu pentru Fox News că Ucraina intenționează nu numai să continue să se apre în 2024, ci și să pregătească o nouă contraofensivă. Scrie Ucrainska Pravda. Yeah. A ne este sacina numărul 1, dați-mi voie doar o secundă, mm -hmm. apoi vom continua povestea noastră de succes în Marea Neagră și o vom face. Nu voi intra acum în profunzime, nu voi intra în detalii, dar rușii vor avea câteva surprize. Deci sudul este foarte important pentru a apăra estul, unde au peste 200.000 de soldați, de asemenea foarte important de apărat. Și bineînțeles vom pregăti o nouă contraofensivă, pe păi, dar nu au avut. Iertați-mă o contraofensivă. Au avut-o în vara trecută. Păi care n-a avut loc, adică... Da, a avut loc, dar a lipsit -a, cu desăvârșire N-a avut succes uh, o, nouă, o nouă operație, desigur nu voi spune mai multe, depinde de multe lucruri Interviu este Acum mai amplu să-l traduc? Chiar e de citit. da, vă pot rog Pot să-l traduc? Da Vor să atace Transnistria Ca să ceară transnistrenii ruși rușii din Transnistria Transnistria nu e teritoriu românesc, ca să fim foarte clari Aici da. se numțără istoricii de la Da, dar face parte din Republica Moldova, nu Una e una, alta, alta. Una e da. alta, da? nu e teritoriul, nu a fost niciodată teritoriul românesc, a fost schimbat tot așa, mi se pare că tranziția a fost atașată de Stalin, Republicii Sovietice sovi, socia, sociali, sovieti, so Socialiste Moldova. Și eu atenționez că Ucraina dorește să atace. De ce? Ca să rupă frontul. Pentru că acolo se află un milion de ruși, ceva de acești gen și este un culoar extrem de important, un culoar economic care este folosit, a fost folosit de europeni de foarte multe ori. Haideți să vă dau un singur exemplu. Înainte de invazia rusă în Ucraina, în teritoriul Transnistriei, marile companii de transport occidentale veneau cu, cu camioanele spre, spre, Europa și își lăsau, își lăsau camioanele exact la granița cu Transnistria. Acolo nu le fura nimeni. Dacă intrau în granița moldoveană... Se putea să mai întâmpla să... Aveau mari probleme cu mafia din Moldova. Mafia unei țări pro-europene, pro-NATO, pro-pro-pro-pro-pro-pro. Să nu ce ceva de rău de Maia Sandu, nu admit, adică... Da, te rog să nu admiți. Așa, Maia Sandu le-a dat semnal de vreo 3-4 săptămâni că este de acord ca Ucraina să atace Transnistria. Și există o declarație a Ucrainei mi se pare că Podoliac sau unul din, alt, unul din cei mai sau un alt foarte important consilier al lui al lui Zelenski, a spus uh, Ucraina va rezolva problema Transilvaniei, Transilvania. Doamne doamne ferește. Doamne ferește Transistriei pentru Moldova Deci Maia Sandu a dat aprobarea Unui atac pe teritoriul său A unei forțe străine Pentru că Ucraina sunt un stat străin de Moldova Este un stat suveran Care nu i-a recunoscut, recunoscut limba română Ce înseamnă asta? Nu înseamnă... Asta înseamnă o presiune enormă pe Sud și pe Marea Neagră Asta înseamnă că adâncirea canalului Băstroie este militar, exact cum a spus o și, a, clar, da. și au sărit, au sărit da, 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 da am de spus noi până să cruci occidentale. Mă cu am spus nu, nu, noi. nu, noi. a spus-o și Grindeanu. A spus-o și după aia a lăsat-o așa. a lăsat-o lăsat pentru că pupătorii de cruci occidentale și de iubitori de democrație da, da, l-au atacat. Dar, da, nu, dar încă mă, el încă interpretează măsurătorile, aici să fim el încă, da. nu, 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 aici, aici cum să spun, uh, mie mi-este clar că tranzistrea va fi viitorul punct, Repet, adâncirea ilegală, săpăturile ilegale făcute de Ucraina în Băstroi, este clar că ei vor să vină cu niște nave de, uh, uh, nave militare să atace și este clar că Maia Sandu va folosi teritoriul ei pentru un experiment militar. Săți un pic, navele ucrainene să vină până unde? Nu știu până unde. Probabil că să blocheze gurile Dunării și ne-ar bloca și pe noi, superb și frumos, și noi. Păi nu, mai devreme frumce... că ar veni da. pe Dunăre, că ar pe Dunăre. folosi brațul da. Chilia. Da. Băstroie mă rog, da. da. e o porțiune din o porțiune din Chilia, da. 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 Și de ce să vină acolo cu nave? Păi da, ți-a vorbit, de, război. Subiecte, ți vorbit de, de surpriză pe Marea Neagră. A, ah, apropo de declarația apropo din de... interviu, eu straduc. pentru, eu pentru Fox. declarația uh, pentru Fox. Deci este clar că pe Sud el vrea să deschidă un nou front. Și este clar că el vrea să atragă uh, prin Moldova România să dea mai mult, mai mult, mai mult, pentru că el are probleme la Washington, are la Paris, la Berlin, ăștia nu au bani. Tu știi că viitoarele ajutoare peste, pentru patru ani care le-au smuls, în sfârșit, Madame von der Leyen le-a smuls Europei, Uniunii Europene, sunt pe credit. Europa va face împrumuturi, că nu există ăștia 50 de miliarde de euro. Și mă întorc pentru că e foarte important de înțeles. Omul ăsta trebuie să-și asigure ieșirea la Marea Neagră. Iar replica la acest interviu de la Fox este celebra declarație de ieri a lui Medvedev, a juntului Putin care a zis Odessa trebuie să vină acasă. Asta e replica. Ei se vor pe Odessa. Mai ții minte că noi în analiză... Cine analiz... să-și asigure ieșirea la Marea Neagră? Ucraina. Păi are prin Odessa are, în momentul ăsta. Nu are. E blocată. Dacă okay, e blocată, că nu are, pe, când, unde, că nu are pe unde. Și atunci... Să vină pe Dunăre? Da. Și atunci vor să facă următorul lucru. Să creeze un conflict armat cu Transnistria în numele rusofobiei natoiste și în numele urii față de Rusia, genocidul care va avea loc în Transnistria va fi în numele democrației și libertății și noi luptăm împotriva Rusiei și vor muri um, zeci de mii de ruși civili. Cei din Transnistria, Cei din Transnistria vorbesc. Doamna Maia Sandu va zice bine că au murit. Și n-am fost eu obligată nu să o omor. să zic. V-am rugat să Așa. nu zici ceva de rău de deci, Maia a, a, Sandu. Dar Maia Sandu a dat semnale de câteva săptămâni bune că ar fi de acord ca Ucraina să intre în război de pe teritoriul Moldovei în cutraziție. În, cu Tot scenariul pe care dumneavoastră... Da. Mă rog, e un scenariu. E un, e un scenariu, un scenariu e o pe care îl prezentați de de... înseamnă Cumva, la doi ani de la război, o escaladare, de este o escaladare? din potrivă. Adică... Pe pierderea Avdica este o escaladare. Și știi de ce îi doare pe ucrainieni Avdica? Și de ce rușii au ținut cu dinții să o ocupe? Că puteau să o înconjoare. Pentru că de la Avdica se vede Daniețc. Donetsk. Donetskul este capitala simbol a separatismului rus din Ucraina. În 2014, când a dat Dumnezeu de a venit Torian Iulând cu insurecția ei și lovitura ei de stat împotriva unui guvern ucrainian legal și legitim ales, și când s-a dus ea cu punga la Maidan cu, cu și cu cafea, a, așa. Era... din 2014 până la eliberarea Avdica, Donetscu și populația civilă rusă, rusofonă, din, Secesionistă din Donbass, din din Donbass a? a fost bombardată de Ucraina și n-am văzut a, de, niciun... acolo. de acolo. Exact din Avdica. Uh -huh. Adică este po, po, a, și era un punct puțin în... mai înalt, un punct geografic puțin mai înalt nu și numai... se vede. Și simbolic, și... numai strategic. Da, din și rușii să... erau nebuni să pună mâna pe Avdica ca să nu mai fie bombardați cetățenii ruși din Ucraina, secesioniștii. Pentru că da. Donetskul este simbolul secesionismului rus din estul, estul Ucrainei. Iar Ucraina detesta atât de rău Donetskul încât la un moment dat. Petro Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei a declarat: "Trebuie să folosim bomba atomică pentru Donetsk." Iar ei au tot timpul această resurrecție a coșmarului, un minut a visului erotic rămân nuclear. Local. Ucraina, Ucraina are acest vis erotic nuclear, de a bombarda nuclear. Dar nu mai are. Păi nu mai are, dar eu spun că vom avea evenimente de grave. De genul ăsta, nu de gen grave. Am înțeles care să ducă spre o, de nu, de, o capacitate de nuclearizare a Ucrainei. Toate semnalele sunt clare că după memorandumul de la Budapesta din 1991, Ucraina și-a blestemat zilele că și-a dat bombele atomice, care apropo nu erau leii, cea de Uniunii Sovietice, da. cine a moștenit urss a fost Rusia și nu Ucraina. Bun, dar mă întorc. Sigur că este o escaladare. Și va, va fi tot timpul escaladare, uitați-vă la dialoguri. Uitați-vă dacă a s-ar duce Iohannis, secretar general al NATO. Ei, Secretarul da, general o, o clipă. Bă, te fac să râd, dar propunerea este oficială, da? Seara a apărut propunerea pe surse. Cui? Propunerea României. așa. Păi și ce, uh, dacă noi putem să propunem orice, că da, nu ne bagă nimeni zi, în seamă. Da, nu ne bagă nimeni în seamă, numai Iohannis uh, a politici externe în România, care erau împotriva României. Asta Răz, e altceva, dar asta nu înseamnă Dar imaginează-ți un Iohannis, care trebuie să muncească 20 de ore pe zi, imaginați-vă pe Iohannis muncind 20 de ore pe zi. Fără să se mai ducă la sine. Inimaginabil. Simil. Asta. Eu, nu știu, eu trebuie să-ți imaginez. Zic că e inimaginabil, da. Așa. Și imaginează-ți acest neamț rece și cinic, care n-a vrut decât puterea pentru el și care de 30 de ani nu mai e profesor de fizică, dar și ține blocat funcția de profesor. Că îi permite legea. Așa, la Brucantal, mm -hmm. la liceu. Imaginează-ți acest individ că fără niciun fel de jenă, va putea aproba în secret proiecte de escaladare de orice tip. Nu ajunge la NATO. Haideți, domnul Harman. Dacă lăsați. ajunge comisar de... Cu, uh, că Ajungem și acolo. Dar, Bun. repet, are loc o escaladare. Și în momentul în care rușii știu că are loc o escaladare, că aici este că aici e piramida păi escaladare. Asta vreau să vă duceți. Când rușii știu că se trezește un Stottenberg dintr-o beție sau sună geană seara și e, nu vreau uite, să fiu eu președinte al României, fă și vă ceva să mă Aveți puie președinte. Aveți ceva domnului Joană? da, Confirmați, da? da? Mult, mult, okay. mult, mult. Cum NATO a tot într în țară Știți NATO? că are o mică problemă, domnul Geană, și o discutăm despre da, asta. Așa. Dânsul trebuie să-și dea demisia ca să poată să candideze. Da, da, nu, că da, dânsul, în septembrie. Dânsul trebuia să-și dea demisia. Atunci De când, când Cumnatul s a fost descoperit într-o țară NATO, el fiind secretar general la NATO. Nu știu, Atunci trebuie. ai fost -a descoperit plicea. în Turcia. Cum nu te plicea, păi da, Iar așa... ai fost plecat din localitatea mea. Ai fost plecat din oraș. Omule! Stați, domnule, puțin. Păi și când a luat pe fratele lui Băsescu, Băsescu ce trebuia să facă? nu, dar nu și -a... Băsescu n-a fugit din țară. Și păi nici nu, Mircea. N-a fugit, dar era în țară, fratele lui. Păi, care... da, era șeful statului. Era, era șeful cu... statului, da, da. Da, bun. Cu Bercea Mondial. Da, da, cu Bercea Mondial, cu lanțul la Ola doamnă, cu ăla da, mică, așa. Dar acum mă întorc la ceea ce e foarte important. Când Rusia când Rusia vede această piramidă de escaladare, îl trimite pe 26 și ăștia îl mai amenință. Domnule, știi că noi avem... Da, în e, El, una dintre a, e una dintre trompetele Moscovei. E una dintre trompetele Moscovei. Așa cum Stottenberg este una dintre trompetele Washingtonului. Și drama este că ei au ajuns la un nivel de escaladare în care mâine te aștept să vină bombele atomice. De atomicele. ce? De ce Pentru că escaladarea... n-au învins. învins. Occidentul ah. natoist. Alb. Hetero, Homo Homo sapiens transgender Nu am vins în Ucraina Și problema este că Zelenski ce le-a propus uh, Planurile este clar că nu au fost ale lui uh, Jaluznii a spus că nu va câștiga uh, Jaluznii după aceea S-a adresat uh, mediei occidentale așa. Să vorbească care probleme Planurile probabil că au fost britanici și ei au crezut Că uite cum cade rusul în poponeața sa Că nu că așa au zis Că luptă cu Kazmaua că nu mai au, rușii nu mai au arme, rușii nu mai au bombe, rușii nu mai au nu știu ce. Da. Și iată aceste probleme fundamentale. Este o ură pentru că n-au câștigat. Ei sperau ca în doi ani de zile, în Crimea să se ducă, tot în Bercugioană, cu Biden și tot să facă băiță în Marea Neagră. Nu numai că n-au ajuns, dar au pierdut și abdica. Și n-au ce să justifice în acest moment din punct de Uite, Vin și eu nato. cu două informații, că da. dumneavoastră, dacă veți continua cu analiza, să termină înainte de... De emisiune, știu. Asta de emisiune, e cum ce ar să veni. Fac, asta e, și emisiunea se, se termină și să veți rămâne aici ca să... De ca să vorbesc în continuare, da, da. la lumina aici, da. Uh, stați o secundă. E, e, o chestie chiar foarte importantă. Apropo, vine în completarea analizei pe care ați făcut-o da. mai devreme. Dați-mi voi doar o secundă. Te rog, te rog, te rog. Te rog. Uh, Detaliile care ne arată că Europa și SUA nu doresc să câștige războiul împotriva Rusiei. Nu, doresc, dar n -au, n -au, în acest moment, anul acesta, nu au cum. Părerea mea este doresc. De ce îi doresc? Da. E o analiză foarte importantă. Da, da, am dar... citit analiza aia, nu sunt de acord Aș cu acea citi... analiză și de ce da. spun, Marustu, că nu sunt de acord? Da. Occidentul nu poate să piardă. Dacă în Ucraina a pierdut, a pierdut NATO și UE. Aceste organizații practic dispar în istorie devin irelevante pentru securitatea statelor. Și dacă se încheie statelor, o pace care să convină, Devine irrelevant. Nu are nicio importanță. Dacă Ucraina Bun, pierde 120.000 panalii... de km pătrați cât a ocupat Rusia apropo, da, apropo de și Crimea, prietene, să știi că în 2015, când a fost... Uh, când a fost în 2014, uh, da. Uh, mă rog. Pardon, în 2014, când Crimea a fost atașată de către Rusia, să știți că în acel moment NATO, și eu o să spun uh, ca martor al istoriei, cum spun eu, eu fiind martor al evenimentului mm. și al istoriei, eu spun că statele europene s-au gândit foarte serios ce face NATO. Pentru că era irelevant. NATO nu a putut să aibă nicio reacție, nici Statele Unite. Păi stai cu vine Rusia, ia o bucată dintr un Dar a vrut să aibă? Nu, niciodată. A, deci nici -a, spun, nici, sigur. -a, nici -a vrut să aibă. Deci avea semnalele că se întâmplă. Și n, -a și n, -a, nicio, n -a făcut, nimic. Nu n-a făcut nimic. Primele 48 de ore, deci eu spun sigur, primele 48 de ore au refuzat întâlnirile. Sunau toți, apăsau pe butonul roșu. Și au refuzat orice întâlnire. că NATO pe... este ca la pactul de la Varsovia. Este un telefon roșu. da. Și americanii nu răspundeau. Poate nu era în zona de acoperire. Păi nu erau în zona de acoperire, erau la munte și nu aveau semnal. Nu aveau semnal, da. da. Uh, uite, apropo de analiză, vin și eu cu o informație da. și... Uh, de, nu e o analiză, dar cred că e o speculație mea și are legătură cu analiza pe care a făcut-o dumneavoastră după 2 ani de război, Ucraina rămâne fără soldați să lupte pe front. Probleme mari pentru Zelenski. Asta mi arată că vor încerca lovituri, pentru că nu mai au pe, pe... Lovituri simbolice, de, de mare, lovit, de, dramatice. Lovituri, lovituri de felul ăsta, da. pentru că am și spus. pe câmpul de luptă, practic, nu prea mai sunt nu. soldați. Și atunci, de aici și ofensiva asta care vine acum, uh, vor încerca lovituri de felul ăsta de. pentru o escaladare. Și bazându-se probabil pe o reacție disproporționată a rușilor. Da, nu credeți nu. Asta? Tocmai asta? Tocmai asta spun că este reacția șarpelui Boa. Șarpele Boa niciodată nu atacă, atenție. E adevărat, o, dar... a, o gazelă, atenție foarte mare. Șarpele da. Boa niciodată nu atacă o gazelă care poate să sară 4 metri. Șarpele Boa are în jur de 4-6 metri. Toate gazelele și toate, toate victimele unui șarpe Boa care e foarte lung, Sar jumate din corpul lui. Din corpul mm. șarpelui. Este o regulă. Da? Bun. Un minut. Și am să-ți mai zis. dau o poveste care este reală. S-a întâmplat unui foarte bun prieten de al meu din Statele Unite. El și-a luat un pui de șarpe boa. Care a crescut, a asta crescut... Asta este subsemnul șarpelui boa. Da, da, da. E așa. foarte important de înțeles. Așa, așa. Ca să înțelegeți de ce Ucraina nu poate câștiga și de ce Occidentul are o mare problemă. Așa. Ăla a crescut, a crescut și la un moment dat tâmpitul, pardon, scuzați expresie, fraierul de american și îl punea în pat. Și ăla se întindea și dimineața îl găsea întins lângă corpului, pe șarpe. O zi, două, trei și la un moment dat pățește ceva șarpe și l duce la veterinar. Și americanul se laudă. Deci este faza absolut reală, nu este poveste și nu e legendă. Întâmplată, povestită mie de către acest prieten. Mă deja, așa. Și îi spune veterinarului, bai drăguțul de el, de șarpele ăla, zic, cum sunt americanii, duși cu mintea. Așa că democrația se pare că e cam spălat pe la creier. Uh, vezi, uite, doarme lângă mine se întinde la care cel văd pe veterinar că se schimbă la față și zice, nu-ți mai dau șarpele înapoi. Duh. Cum dorme că e șarpele meu? Să se scopi Ce Ești nebun. Ești irresponsabil. Te măsoară, nenorocitule! A. Asta va fi reacția Rusiei. Când va reacționa la un atac simbolic finanțat, sponsorizat de Occidentul, democratic și iubitor de pace și de libertăți, natoisto... NATO nu știu cum, Rusia va ataca, un... va măsura întâi. Nu va fi istericalele unui Biden, nu vor fi istericalele unui Macron, nu vor fi istericalele unui Stoltenberg. Înainte de alegerile prezidențiale sau după, din Rusia? Nu. Dacă Ucraina pune mâna pe o bombă chimică sau reușește să distrugă un centru să spunem de data foarte important Sau podul În acel moment părerea mea este că Rusia Dacă e să mă întrebați Rade de pe fața pământului un cartier din Kiev. Dacă atacă un simbol fundamental al Rusiei Cum este muzeul zi din San Petersburg Sau cum este opera Balșoi da? Folosindu-se de metode teroriste Mai dispare un cartier din Kiev. Deci să știți că rușii măsoară E foarte important de înțeles acest lucru. Cine nu cunoaște biologia, și se pare că în Occident, când uh, noi pe vremuri ne întrebam cum facem bani, ăștia se întreabă dacă sunt bărbați sau femei, se pare că în Occident problema e că, nu, lumea că, că nu, nu, nu prea cunosc că ei, nu, nu prea cunosc biologia. Democrații se pare că nu știu biologia. Deci, momentan, Ucraina este cu gura mare. Dar eu sunt absolut convins că Bogdanov, care este un beria al Ucrainei, care este un uh, iubitor de democrație și da, de... cum uh, suntem noi de... Așa, uh, care este un iubitor de democrație și de drepturile omului, va organiza și pune la cale atentate simbolice severe, în care, bineînțeles, că pupătorii de cruci democratice uh, din România și din toată Europa și din toată America vor aplauda. Și în acel moment, Rusia va măsura reacția. Să te Dumnezeu de reacție. Uh, apropo de americani și apropo de pacea asta da, discutată iluzorie, dar niciodată, da. iluzorie, foarte bine spus, foarte da. bine ați precizat da. De asta probabil că veți primi o altă invitație din partea emisiunii Da, mulțumesc, că e onorat <laughs> okay. Înainte de împlinirea celor 2 ani de la invadarea Ucrainei da. de către Rusia, mai mult de 2-3 din americani, 69% ar sprijini, ar fi de acord ca Statele Unite să ceară Ucrainei să se angajeze în negocieri diplomatice cu Rusia cât mai curând posibil pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit unui sondaj uh, da, recent. Da, și cred că da, pentru că americanii se tem că în senilitatea absolută a administrației Biden, în incapacitatea cognitivă, Păi nu, dar americanii arată aici totuși nu, nu, nu. un fel de... americanii chiar se tem că în capacitatea cognitivă a ah, administrației Biden, pleacă. a tuturor celor din jur care îl începe conduc pe Biden, da, începe un război mondial unde americanii trebuie să moară ca fraierii. Dă pomană! Ah. Că nu e războiul S lor. S-a mai întâmplat. Și nu e războiul democrației și nu este... Atenție, aici trebuie înțeleasă propaganda nenorocită. Nu, războiul rus-ucrainian nu este războiul democrației. Ucraina nu luptă pentru democrație, ci pentru corupția care a dominat-o din 1991. Nu luptă pentru teritoriul său, totuși. Asta nu putem... luptă în numele democrației. E Dacă e, eu mâine, e de exemplu... Păi nu, păi e libertatea... Dacă mâine China... Vine Japonia imperialistă, cum vrea, din nou. Că întotdeauna Japonia a fost imperialistă, Așa. rasistă și antichineză. Este regulă în Asia. Și ia un sfert din China. Și China luptă împotriva Japoniei. Asta înseamnă că luptă împotriva democrației. Pentru democrație? Nu. Deci, încă o dată, A, e vorba de concept, democrație, este vorba nu de. Această manipulare ordinară că Ucraina luptă acum împotriva Rusiei, că luptă pentru valorile noastre, eu reamintesc că valorile noastre nu erau recunoscute de Ucraina până acum vreun an. Este altceva, că nu luptă pentru noi și pentru valorile noastre, nu, nu luptă asta pentru e propaganda. În primul rând, pentru ei, pentru teritoriile lor, pentru da. libertarea poporului ucrainian, nu? Sau nici cu asta nu sunteți de acord? Bine, hai că ne certăm Pentru altă dată. poporul ucrainian de limbă rusă, 2014 păi a nu, e dispariția. o minoritate. Este o minoritate care are toate care drepturile. Este, și e care adevărat, e bineînțeles că asta sunt Care și-a pierdut drepturile după 2014 occidentul. cu ajutorul lui Torian Iuland și cu ajutorul mincinilor mm. lui Merkel și al lui Olaf. Trebuie Iuland. să înțelegeți că sunt minorități care trebuie să aibă drepturi și minorități care nu trebuie să nu aibă. Nu există în democrație minorități Păi nu, drepturi. asta dovedește istoria din ultimii ani. Ce da, istoria războiului care... rusă Sondajul da respectiv a constatat că aproape două treimi dintre americani, 66%, ar sprijini eforturile de negociere ale Statelor Unite pentru a pune capăt războiului, chiar dacă aceasta înseamnă că toate cele trei părți vor trebui să facă niște compromisuri. Pe care Eu trei sunt părți? Pe sunt pe și americanii două. care participă a, da, la da, da, asta. Da, da, da. Nu știu, mie mi se pare că americanii. Înțeleg ceea ce se întâmplă și vor să. Eu cred că reacția, uh, mai ales că aici sunt două lucruri care trebuie să se înțeleagă foarte clar. În primul rând, Ucraina nu are negociator. Zelenski nu are nici cea mai mică idee ce înseamnă să negociezi cu Rusia. Nu, dar nici nu poate să negocieze cu Rusia pentru că a dat, uh, a dat și decretele a dat și, plus decrete și, russ, și declarațiile lui uh, absolut aberante că rușii sunt animale, sunt sub Bun, oameni, sunt, Nu știu dacă ai zis că rușii alea, sunt animale, da, n-am da, am auzit ba da, asta. Ba, da, ba, da, ba da. N-am auzit și din YouTube, YouTube este. Pe YouTube, uh, nu, pe -am, YouTube. Am, YouTube, nu prind YouTube. -ul. Nu, nu prind YouTube. -ul. Dar acum să ne întoarcem. După aceea, eu nu cred că atâta din cât este Putin la Kremlin, Rusia vrea pace. Trebuie un alt președinte. A, și nu vrea trebuie... pace cu Zelenski. Nu vrea pace cu nimeni. A, nu vrea pace cu Ucraina. Cu nimeni. pei. Războiul din Ucraina cu nu este războiul din Ucraina. Războiul, Rusie, războiul din Ucraina al Rusiei este războiul cu Europa. Pivotul asiatic pe care l-a făcut acum 2 ani, brutal, violent, pe care l-a făcut Rusia, devenind putere asiatică în defavoarea Europei, a lăsat un război între Rusia și Europa. Discuția cu Ucraina este minoră în raport cu dialogul Moscovei cu lumea. Adică cu regatul neîncoronat, regina von der Fonderland. Adică război e bonus la războiul Da, Cu, cu Statele Civil... Unite, civilizațional. civilizațional. Atâta timp cât la Moscova se află doar un warrior, doar un războinic, fost agent secret, acesta nu are capacitatea de a semna pacea de la 1945. Nu are capacitatea. Nu are capacitatea sau nu are aparatului? Nu, -are aprobarea nici... a... nu are capacitatea. Aparatul. El nu o vede. Bun. Pentru... Și atunci, un Pentru... minut, și atunci ne-o ne trebuie un nou președinte care nu e nici Trump, nici Biden în SUA. Ne trebuie o nouă birocrație, tot nealeasă, instalată ca Iohannis, care. Unde vrea, să fie asta? La Bruxelles. Ne trebuie a. o altă regină. Bun. Și ne trebuie un alt președinte la Moscova. Ucraina va fi pe ultimul loc în acest, în acest dialog. Bun, pentru că aici vă spun da. eu că e în analizele astea, ridic miza. Să-i spunem zbor deasupra unui cuib de cuci. Oh, bun. Uh, și în zborul, zborul ăsta deasupra unui cuib de cuci, cum vedeți ceea ce se întâmplă cu lumea astăzi? Plecând de la. Pentru că face parte din schimbarea lumii și schimbarea da. polilor de putere și așa mai departe, apropo de ceea ce se întâmplă în Ucraina, că tot discutăm, sunt doi ani la război. Cum vedeți de undeva de sus? Această lume nebună, nebună? Da, nu Spuneam nebună. că e un... Uh, zbor deasupra ce... unei cuipi de cuci ce, ce se întâmplă prezintă... cu lumea astăzi? Da, zbor deasupra unei de cuci este foarte important. Reprezentă doi uh, două personaje uluitoare. Uh, reprimatul sexual, datorită minciunului unui doctor. Da, eu ziceam generic, nu intrăm nu, 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 în Nu, e în foarte în important, zimea. pentru că imediat îți fac, îți fac paralela. Da? Uh -huh. În acest moment, reprimatul, uh, reprimatul civilizațional este Ucraina, datorită minciunilor occidentale. Occidentul a transformat Ucraina în peste noapte într-o țară democrată, ceea ce nu era. Occidentul a transformat Ucraina într-o țară care luptă pentru drepturile occident, Occidentului și valorile Occidentului, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată și nu se va întâmpla niciodată. Și al doilea personaj care este foarte important este... Ați cel... dumneavoastră, spuneți, da. domne a fost scos un personaj exact. în, fața istoriei în fața istoriei care, uh, care luptă da. pentru principiile și exact. uh, chestiunile de morale fals. noastre, dar el nu le da, întrunește. El nu le întrunește și nu numai, el a fost mințit că le întrunește. Mm. Da? Și doi, este principalul personaj al zborului deasupra unui cuib de cuci care este până la final mancurtizat sau lobotimizat. Da? Asta e Este Este, este. Păi da, ai venit cu zbor despre unui cuib de cuci. Hai să, Iar, hai, -mă hai, hai mă, să facem analiza retrag, reală. Retrag. Nu, nu mai retrage, Ca că ai aruncat-o. Gata, a trecut. Mai departe. Așa. E o lobotimizare. Este, am creat o operațiune de propagandă în care noi am transformat una din cele mai corupte țări din lume. Una din țările cu cele mai mari probleme de respectare a drepturilor omului. Una cu cele, o țară cu cele mai grave probleme de identitate istorică, am creat-o într-un fel de egală cu noi, occidentali, ceea ce nu este. Și am mancurtizat populația occidentală spunând că rușii sunt de vină. Este adevărat, este o agresiune rusă, conform tuturor. Absolut tuturor definițiilor și tuturor dicționarilor, că sunt cele staliniste de la Brusela, lui von der Leyen, că sunt cele tranzacționiste sexual de la Londra, că sunt cele al, al Academiei de, 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 bătrâni, de, de Bătrâni de la Casa Albă, că sunt, că sunt toate acestea, este clar că este o agresiune. E noi după aceea am mințit. În loc să spunem Ucrainei, fraților, vă ajutăm, dar există o limită, trebuie să începeți uh -huh. să găsiți soluții, de să identificați soluții de identitate și unde rămâneți? Rămâneți cu Europa? Păi da, în Europa nu mai vii cu furtul, nu mai vii cu prostituția, nu mai vii cu traficul de droguri, nu mai vii cu corupția, nu mai vii cu Zelenski. Rămâneți jumate la noi, jumate la ruși? Hai să vedem cum a fost Grecia. Grecia a fost vân... când pe noi ne au vândut nouă, uh, marele Data Churchill englezilor. Uh, uh, O clipă când pe noi marele Churchill ne a vândut Uniunii Sovietice, că marele Churchill ne a vândut cu Roosevelt alături. Roosevelt a fost pus în fața faptului infinit că așa. Și părea așa. că a fost cod, dată, uh, o chestie uh, că... uh, eu sunt convins că la bețiile care le trăgea Churchill, cel era mai mult alcoolic decât drept, uh, decât deștept și mai mult Asta e, mincinos decât uh, decât istoric, dar lăsând acest lucru, dacă ne amintim, Grecia a fost dată 50-50%. La 70 de ani după aceea, să ne amintim, Grecia a fost falimentară datorită corupției create, care a rămas jumate sferei de influență sovietice, jumate sferei de influență capitaliste. Și a fost o corupție în Grecia totală. Deci, în loc să spunem aceste adevăruri umanității, noi o dăm, o ținem uh, mai agațu, cu Ucraina care luptă pentru valorile noastre. Dom'le, eu nu lupt pentru homosexuali. Valorile mele sunt familia tradițională. Nu putem eu simplifica războiul în da. ideea de... Occidentul, așa a făcut. Bun, uh... Tu ai vă observat organizațiile de transgender și de homosexual care manifestau pentru Ucraina? Da. da bun. Tu ai e observat chestie, cred că e totuși o chestie minoră asta ano... în comparație eu, sunt, cu, cu războiul un sine decadere. unde au murit sute de mii de oameni. Domnul Harman, ultima întrebare. Da. Ce credeți că poate schimba soarta războiului? Care și, ar... să închide soarta da, războiului și să închidă experiența, soarta războiului și să închidă explicația cu zborul de Asta Da, Uniciu vă rog. Care este zborul? Eu întotdeauna am întrebat, eu l-am văzut pe fărim Piersic. În rolul? De, în rolul la, la Teatrul Național pe, pe timpurile în care teatrul făcea teatru. Uh, care e zborul? Care e zborul? Era destinul umanității care se rupsese de ceea ce se întâmplă ce se întâmpla în acel spital de nebuni. Lumea era un spital de nebuni. Toți erau niște cuci. Dar asta am și întrebat. Toți erau niște cuci. Și cucul ce face? Cucul își lasă uh, uh, Oule. se Duce, ouăle și fuge de responsabilitate. Asta a făcut Occidentul. În acest moment fuge de responsabilitatea ucrainiană și amenință. Și amenință. Vă vom ataca în interiorul teritoriului. Stotenberg care mai are câteva luni de stat, cu joana lui, ne vom ataca Rusia. Dar de ce să ataci un civil rus? Am zis obiective militare. Nu știu dacă sunt obiective Asta militare. Asta e declarația. Că numai acum o lună de zile de la Vita, ceva. Declarația spui că Volgorod, că... A fost, că... Volgorod, care este un oraș lângă, a fost atacată piața. Adevărat, da, vor... piața. de declarația lui, așa, da. Motamom. Deci, acest bord deasupra unui echip de cuci nebuni care nu mai au nicio responsabilitate și care lasă puii războiului în, în casele altora, acesta este, de fapt, soarta Europei. Asta a făcut Putin. Putin n-a făcut numai un război. Mâine se poate închide. Mâine. Putin a întors Europa în secolul XVII și a lăsat moștenire, poate cea mai cumplită și cea mai sinistră, cel mai sinistru viitor și cel mai cumplit viitor. Acela că acest război se poate termina în 10 ani, în 15 ani. A tăiat speranța Putin. Și de ce? Noi, fraierii, l-am lăsat să o facă noi fraieri am mințit contra ofensiva din vară ne ducem și facem cum spunea zi, de, de, la de la Istanbul ne Când ducem și Bolly facem Crăciun... înainte în nu da. ne ducem și facem crăciunul la uh, în Crimea ne ducem și nu sancțiuni Suntem în de sancțiuni domnule, se va prăbuși nu pachet al 13-lea 13, al 13 de... o să fie și al 15-lea și al 17-lea și al 100-lea da nu mai avem timp spuneți-mi vă rog cum văd soarta da ce credeți că poate schimba soarta războiului? Ce eveniment? O, eventual, oprirea lui, adică încetarea lui și vorbiți de un, un război sistemic. de 10-20 de ani? Da, un șoc sistemic. Ce înseamnă? Prăbușirea Ce... capitalismului sau prăbușirea Rusiei? Dar prăbușirea Rusiei la stilul că. Numai altfel poate lua. Nu mai așa. Pră, șoc sistemic. Prăbușirea societății occidentale sub lua greutatea propriilor, uh, propriilor minciuni. Asta nu se poate ba da, Imperiul Lumea. Roman s-a prăbușit sub greutatea adevărat, propriilor minciuni Și corupției create de uh, teoria că suntem cei mai deștepți și cei mai frumoși da, din da, lume ce, uh, Asta era Imperiul Roman Da, dar minciunile astea uh, sunt în fiecare zi altele Ele se pro, nici nu apucă să se propage Că dacă stăm să ne uităm, da. că nu mai avem timp da, acum da, da. Să ne uităm la narativele de la începutul războiului De la desculții de ruși și ucrainienii care cu un borcan de murături da, au dat jos dronele drone, și așa da. mai departe, ele s-au schimbat. Nu, și deci, pilotul, în... pilotul celebru care a fost decorat de două ori de vă casă. Vă ceva? Cred în supraviețuirea uh, Occidentului prin regenerarea minciunilor. Nu. Eu cred că supraviețuirea Occidentului va veni pentru. Prin... schimbarea permanentă a da? vincinilor. Nu, 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 nu. Din ce nu, va veni supraviețuirea Occidentului? Uh, uh, că sufraviețuirea... că vorbeați de prăbușirea, da, din asta. Da, au... nu, păi asta spun. Deci, că spuneai cum se va opri războiul. Printr-o da. prăbușire sistemică. Ori se prăbușește Occidentul mincinos de astăzi, care ne minte în fiecare zi despre ce bine se duce în Occident. Ce frumos e în Occident. Păi ce e. Este, nu este. Păi nu știi să Nu mai voi nu știți mizeria. Nu putem să ne uităm. Mizeria, mizeria fiziologică e, și mizeria morală. Mizeria morală e una, dar fiziologică? Da, și fiziologică. Lumea în general e, a, așa, adică e nu periferie. e periferie, da. Așa. Occidentul a ajuns în periferie. Nu, nu, nu e periferie. E, de acord. Uite, și asta este o discuție care trebuie să o O să o, avem. -o discutăm o să și luăm. De deci, ce, dar nu dar, e. dar, în acest moment, o cădere sistemică va duce la apariția adevărului. Și știți la ce va duce? La, dispariț la dispariția, acestor îngânfați fără dicționar de tip Johnson, Johannes, Oliver Scholz, Biden, care n-au făcut nimic toată viața lor și care cred astăzi că sunt deștepți. Mm. mai modestia adevărului, care doare. Adevărul doare când, e, când te face modest. Mm. Te, ia, te ia în așa, te, te aruncă în aer Bun. și tu cazi pe poponeață ca Iohannis când se va trezi fără nicio funcție nicăieri. Bun. Aș putea. Pentru... Sau dispariția Rusiei. Dar dispariția Rusiei va însemna ac acțiune genocidară pentru 50 de ani. Vor genocida, vor ucide ruși de plăcerea de a ucide ruși. Nu, cum să ucidă. Numai e Putin a doua zi, altcineva, care poate să fie mai rău ca Putin. Și nu. cam asta fac să toate analizele. Cam asta fac. După Uite, Lenin de dragul discuției Stalin. putem să mai stăm un pic Ia. și să. Dar nu sunt de acord că Occidentul, la ora actuală, se va regenera prin, cum spuneai tu, nu, 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 supraviețuiește, nu rasul. se regenerează în niciun caz. Nu, nu. nu se prăbușește pentru că minciunile se schimbă în fiecare zi, narativele se schimbă în fiecare Când zi. Nu, se nu numai mai în ce. legătură cu războiul din Ucraina, ci apropo de chestiuni morale, luați cu, da, cu. apă. ce e scump, că e scump, e scump, dacă, e scump, era, dacă aveam e scump, de două căni eram departe. De era departe. Eram da, și eu da, la o televiziune locală într-un oraș da, de provincie. Și așa aici, undeva la periferia orașului. De aici încolo se pun la înspre voluntari sau unde. Ce vine nu știu, aici. Că de, Bun. Ce vine, de dragul ce discuției, aici? da? Pentru că. Eu am lipsit din localitatea aia de unde. Știu și eu din oraș. Domnul. Nu, nu, nu. Veți lipsi de aici înainte din localitatea. Aia. <laughs> <laughs> nu vreau să intru în amănunte. Nici Apropo, da. apropo de, de discuția și de analiza pe care ați făcut-o. Bun, domnule, să înțelegem, da? Să, pot să fiu de acord de dragul exercițiului și de, de dragul dialogului nostru și de a merge mai departe. Că ar trebui să se întâmple una dintre aceste lucruri. Să vorbim da. de prăbușirea Occidentului. Sau ambelor. Să sau ambelor. vorbim de prăbușirea Occidentului. Bun. Dar da. când se prăbușește cineva, dar totuși e un arbitru sau unul care se uite, băi, se prăbușește lumea pe care am construit-o, lumea da. în care am crezut. Cine zboară deasupra cuibului de cuci și vede perspectiva, China. vede Poftim? China. Haideți, închide misiunea, serios. China își face în acest moment, își construiește conștiința de supraputere. Bun, ai altceva, dar cine este cel care are grijă să nu ne prăbușim cel? de tot? Ca persoană? Da, bipedă? Ca, nu, nu știu. Persoană, nu, nu persoană. Care e ideea? Care este principiul care poate să ducă mai departe la o nouă viață? La o, este o regenerare? Da, Occidentul care... are în acest moment și noi facem parte din Occident, deci mă includ și pe mine. Noi avem lideri corupți, mincinoști, Hoți și fraieri. Că sunt corupți și deștepți. Că adică proști. Am zis fraieri. Da, mă rog. Așa. Uh, pentru că sunt și corupți deștepți. Mincinoși deștepți. Da? Inteligenți Ho... și așa mai departe. Așa. Da. Și cu șarm... Din nefericire, dar eu ăste au cel mai mare dacă șarm. Dacă vrei, dacă dacă, dacă vrei vă să la îmi... noi doi și suntem exemplu cel exact, mai bun. Exact, cel mai cel mai bun. Dacă dacă vrei să mi spui Domn că Johnson are șarm, eu sunt ferește. crocodil. No, noi l-am văzut A, în prima așa. secundă, cum da, era un, da, da, clown. Eu, eu, era un eu, clown, era un clown, și santiman, un patologic, da, da. e e patologie. Nu mai facem profil în seara asta da, și unul da, Johnson, doamne. ideea ideea este următoarea. Principiu, omul, perspectiva, ideea, zborul acesta despre o echipă de cuscheveren. Noi vedem niște cuci acum, Moscova, Kiev. Occidentul. Că e colectiv, că e individual Da, că dar e... sunt ăștia, se... sunt, sunt cucii personalizați, sunt cucii da? Personalizați. Și la un mai dat cineva, zboară deasupra lor și îi spune, până voi nu vă veți ucide între voi până când nu vă prăbușiți Deci nu vedeți altă perspectivă. Deci cea a prăbușirii, da. ori a unei părți ori a pentru a putea renaște Pentru a putea renaște. Deci renașterea se face doar prin cenușe. Da, și cenușa pe păi este automat, este pasărea FNX Dar Asta în spuneam. politică, în civilizații nu. Marele civil, să nu uităm, China a avut patru mari căderi în 5.000 de ani de statalitate. Cam odată la 800 de ani, ca să fim clar. Să prăbușea domnule China de să ajungea la un nivel de atomizare a uh, Chinei și la un moment, din această, din această vâlvătaie, din acest incendiu absolut, din această distrugere, dacă și ei ajungeau cumpărați da. mitomani, cu stat mitomanic, da, cu... no, cu... ajunge cu spatele și la un la moment zid, dat, mai... un moment dat apărea un tip, un prinț, nu neapărat rege, împărat, Intrinți care... relevant, îndrăgini vânătoarea. Exact, da? România. România fanariotă era coruptă, analfabetă, vai ei. Dom'le, și din miticul, miticul subcarpat românesc, din subcarpații mitice ai României, apar brătienii. Dom'le, Boernaș, tatăl primului brătianu, e important de știut și-a vândut o șfară de moșie ca să-l trimită pe -la, la Berlin. Pe Ionel. Pe Ionel. Atenție! Omul ăla și se naște din miticul, da, mușcel, din zona mușcelului, care la e mitic este, zona da. mitică, una din cum Sarmise Getuza este, de exemplu, vorbesc în, în psihicul românesc, cum este Ierusalimul de nord, mănăstirile, cum, mănăstirile din din nordul Moldovei, așa e și mușcelul. Pentru, pentru, Bun. Așa... Și se naște o familie care dă o linie istorică și care ține doi infometați pe Carol I și pe Ferdinand îi ține în lesă și le spune ce să facă. În fometați, în lesă... Uh, Erau în fometați, nu, nu, nu. că poți, veneau nu, săraci nu, nu poți fi de din, acord. din Germania. Aveau, aveau aveau, aveau, aveau și blazon, aveau și... Aveau doar blazonul, avea, că de mâncare averi, nu averi, mâncau averi, de trei averi, pe zi. Averi, dar, dar, Familia an, de ozări nici astăzi nu este ultima, bogată în uh, ultima Germania. Ultima provocare, domnule Harla. Da. Deci uh, am văzut acest cuib de cuci care însemna lumea toată și spuneți care ar fi variantele da. și anume prăbușirea totală sau a uneia dintre părți sau a amândura, da, da. și niște oameni providențiali. Acum venim la un clip de cuci pe care îl știm atât de bine amândoi, un clip de cuci care se cheamă România. Nu știu da. dacă ați auzit, am dacă am vă spune ceva am numele. Auzit, da. Da, da, da. Avem cuci noștri local. Da. România, șansa României sau acest clip de cuci, de unde vine zborul? Cine poate? Suntem departe. Noi încă Potiți? suntem noi încă suntem în spitalul de nebuni. A deci, ca să creadă Iohannis că poate să fie secretarul general NATO sau comisar pentru apărare sau șeful Consiliului European, după ce el va fi. Deci suntem departe făcut... de prăbușire. Da, noi suntem departe. Suntem mai departe de prăbușire păi nu, sau era. de înălțare, de zbor? Eu cred sau suntem că, la jumătatea drumului? Nu, 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 nu. Suntem la prăbușire și în prăbușire ne vom lua zborul ce frumos! Adică din acest punct de vedere, grație deci noi suntem nevajta. încă la spitalul de nebun. Noi suntem, suntem la încă spitalul un spital nebun, de nebun. Da, și suntem încă Mulțumesc, mințiți, ce drăguț! Și încă suntem da. mințiți de acești indivizi cu că crucea democrației în gură. Că suntem sănătoși, că, că nu -avem, avem nevoie de tratament. Adem religie, avem, democrația religie. Că nu avem nevoie de tratament. Nu avem nevoie de medicație, dar e prin altă parte. Pe apă, pe mâncare, în tot. Ne fac injecții în cap. Ce frumos! La Adică, lăsând gluma la o parte, lăsând gluma la o parte. O țară care are de construit 100 de ani, fără să se uite la sexul bărbatului sau femeii are manifestații LGBT cu ambasadoarea SUA care face pe Nu aveți voie despre americani, despre Joana, despre Ciolacu, vă nu? dar v-am spus. A, despre Ciolacu. E lista, unde Marcele, te iubesc, Marcele, să trăiești, Doamne ajută! Așa, lăsați ambasada și toți ambasadoare să trăiți. Să trăiți așa, zi, Nu mai primește la ambasada, am da, să da, nu mai mine nu, nu, eu nu, nu, nu. Așa. doar trebuie să prezint un pașaport, ce e obligat să mă primească 100 de ani de... Deci, 100, noi avem 100 de ani de construit o țară. Păi și, acum îmi spuneți că... și după 30 de ani de jaf capitalist, 100 de ani avem de construit și noi stăm într-un cuib de cuci și dăm cu religia democrației și cu crucea, noua cruce, noua religie, nou creștinism al democrației și uităm, uităm că am fost jefuiți de exact cei care se bat ca chiorii astăzi, și Rusia și Ucraina. Ne-am fost jefuiți. Bine și, că n-ați zis ceva de Occident, Doamne ferește. Și noi stăm... Da, da faceți vă cruce mare. Să nu că, zice așa, de Occident, că ne-a jefuit Occidentul, că, așa, că, că nu, așa, nu poate fi vorba. Așa. Aș nu. Aș fi total împotriva. Deci, te rog să, să fii împotriva. Deci, toată această idee că România este în cursul istoriei, nu, nu este. Noi suntem în acest moment încă, hai să fim serioși, noi suntem încă la nivelul lui Onea și lui Parpalacă, la cum Portocală. Portocală, Parpalacă. Hai, deci, seara. Păi asta, Chiar e, a fost asta e nivelul lui Iohannis. Portocală, zice, Onea statul, Portocală? Da, asta e statul român. Să duce fostul șef militar al Serviciului Român de Informații, general de 4 stele, și aruncă unul cu paharul în orașul curvelor Dubai? Nu aveți voie. În orașul prostituatelor nu, denumit nu, nici Dubai? Nu e vorba, e vorba de dame de companie în cel mai rău caz. Fetele și orașul vesele. nu e vinovat cu nimic. Și un oraș da -mă. și civilizat. Vă -mă. rog, Adică. De ce l-am trimis eu numai în păi Nu, asta spun. Pe asta spun. Asta e nivelul României, domne. Ăia okay. să bat. Minte Stottenberg okay. minte ăla, vine Joana să ne dea lecții de minciuni. Și ce pretenție aveați de la un general când, să spunem, modelul lui politic și asta, cel căruia nu-i se spune numele, se ducea la Golden Blitz. Hai să fim serios, pe bune. Nu stiu. nu adică, mai avem pretenție. Adică, știți pe la care mergea la Golden Da, știu, 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 da. Un și pic și așa se lui, un pic. Și, și lui e în pușcărie astăzi. Da, da, blonda ministrasa. Păi nu a fost ministrasa Elena Udrea. Nu pot fi de acord. Cu... Nu puteți fi de acord. Ministrasa lui e în de... pușcărie. De... Doamna Riți, sa lui e în A fost șefă la, la Cotroceni a fost ceva. Uite, și a fost ministru, după aia că a fost și În guvernul Boc, A fost, da, nu se mai pune Așa, aia nu se Deci, și ultima frază, acolo e România. Știți ce va salva România? Nu creștinismul democratic, nu noua cruce a democrației și nu Nici LGBT-ul sau ce? Nici LGBT-ul. Păcat, ce că era o șansă. Ce va, ce, va, ce va, salva România va fi această vocație constructoare. Occidentul a pierdut-o, Rusia e în război, iar Ucraina stă cu mâinile așa. Noi trebuie să construim. Asta Noi trebuie care să facem. România. avut da, care adevărat. Noi care avem Irusalimul de Nord. Vă noi care avem Dunărea, noi care avem Marea Neagră, noi care avem Tisa, noi care ne ducem în câmpia uh, Ugrofinică și spunem lumii suntem români. Vocația constructoare de democrația Nu vorbele lui Stotenberg, Joană, Ioanis sau mai știu eu care. Vocația de construcție. Și avem 100 de ani de construit o țară. Asta România. Bine ați venit, bine ai venit România, te așteaptă 100 de ani de construcție, a fost H.D. Arman, de muncă, la muncă. La muncă. Săracul Dumnezeu săriată, asta zicea, la muncă nu l-a întins mâna. Cred că a venit momentul în sfârșit pentru o întreagă generație, da. o întreagă națiune să facă asta. Da. Mulțumesc, analist, profiler, ziarist, H.D. Arman. Uh, a fost o nebunie, trebuie să-mi revin. Îmi trebuie o vodcă, o, o, o vodcă. Păi mergem la o vodka. Revin. Aoleu, nu cu vodcă, nu e bine. Nu e bine? De, nu, nu, că e nu, rusească. Nu, nu, da, uh, trebuie un, un, zaibăr. Un, zaibăr, da. un zaibăr. Un zaibăr, Un zaibăr că da. e de-al nostru. Mulțumesc mult, Eu mulțumesc. domnule Harman. Eu mulțumesc, ajută. Mișiunea noastră se încheie aici, ne vedem din nou luni seară. Până atunci, țineți aproape.